ai spus așa: eu am o soră mai mare, iar tata și-a dorit mult un băiat. După ce m-am născut, a băut 3 zile și 3 nopți de supărare că sunt fată. Dorința neîmplinită a tatălui a avut un impact puternic asupra ta. Ai spus că în copilărie ai adoptat un comportament băiețos. Ai vorbit deja în emisiune despre aceste elemente. Ai spus că ai stat mult în preajma tatălui și că ai încercat mereu să-i faci pe plac, te citez. Eu așa am crescut, într-o continuă luptă de a demonstra. La final de an, alergam cu florile și coronița pentru a-i spune tatălui meu, am câștigat. Voiam doar să mă vadă, să-mi vadă reușita și să-mi spună bravo. Urmează întrebarea. Cât de mult ți-ai dorit să fii băiatul lui tata? Cred că cel mai mult din lume. Nu neapărat să fiu băiatul lui, cât să fiu apreciată. Să simt că mă iubește, pentru că știm deja, bărbații sunt ușor mai stângaci în a-și arăta afecțiunea, iubirea față de oricine. Tata era un tip rece, dar un exemplu desăvârșit pentru mine. Aș fi făcut orice să intru în grație, aș fi făcut orice să mă vadă exact cum bine am zis și ai spus și tu acum. Dar poate că, uite, toate lucrurile se întâmplă întotdeauna cu un scop. Poate că tocmai această lipsă pe care eu am simțit-o m-a ajutat să învăț să fiu atât de puternică încât în momentul în care am ajuns la București să pot să lupt cu tot și cu toate ca să pot ajunge în punctul în care mi-am dorit, ca să pot ajunge aici. Dacă nu se întâmpla așa, probabil că eram mult mai sensibilă, probabil că nu făceam față, pentru că, hai să fim serioși, showbiz-ul e o junglă. Să nu ne închipuim că e, nu știu, ca la plajă, stăm relaxați cu cocktailurile și așa mai departe. Oricine, oricând îți poate lua locul. Eu nu mai sunt la prima... Despre showbiz. Nu mai sunt la prima tinerețe. Da, e adevărat, am demonstrat, da, e adevărat, am anumite capacități pe care poate alții nu le au, însă oricând, oricine îți poate lua locul. Tata rămâne idolul vieții mele. Sunt foarte recunoscătoare pentru absolut tot ce a făcut pentru mine și sunt convinsă că el a făcut tot ce a știut mai bine și tot ce a putut mai bine ca eu să fiu omul care sunt astăzi. Mulțumesc, Irinca. Sora ta, Natalia, este mai mare cu 3 ani decât tine și este profesoară de limbă română la Colegiul Național de Informatică din București. Este căsătorită, are un fiu, locuiește lângă tine, în Ilfov. Despre relația dintre voi ai spus așa: în copilărie am stat în umbra ei. I-am urmat pașii îndeaproape ca să fiu mai bună ca ea și să obțin aprecierea părinților. Am fost la aceeași învățătoare, am urmat același liceu pedagogic. Toată copilăria am vrut să fiu ea. Mereu am crezut că pe sora mea, tata o iubea mai mult. Ai spus că în prezent relația voastră a devenit una frumoasă, foarte frumoasă și foarte apropiată. Urmează întrebarea: cât timp ai suferit că nu ai fost copilul preferat? Cred că sufer în continuare. Asta e o suferință care nu poate trece decât dacă este înțeleasă, vindecată, acceptată și luată ca atare. Acesta este poate unul dintre motivele pentru care astăzi sunt într-o continuă căutare, dezvoltare, analiză personală, tocmai pentru că sunt lucruri care m-au marcat, pe care nu le-am înțeles, nu le-am știut decât în momentul în care, uite, Zian a fost cel care, dacă vrei, m-a dus pe drumul ăsta al dezvoltării personale. Loc în care am găsit că sunt foarte multe traume, sunt foarte multe dureri, sunt foarte multe frici, sunt foarte multe nesiguranțe pe care astăzi încerc, exact cum ți-am spus, să le înțeleg, să le accept, să le vindec. Și cred că voi reuși să fac asta. La un moment dat voi reuși să fac asta. Dar am suferit mult. Lungă perioadă când nu știam despre ce e vorba, dar simțeam cumva o, știi, plus și plus, magneții.
Bine zic plus și plus, bine zic, se resping, știi? Unde există iubire, există și ură, în egală măsură. Simțeam cumva că ne iubim, dar în egală măsură ne și călcam pe coadă, știi? Tu în permanență, eu cu sora mea. După ce am început această analiză personală și am descoperit, de fapt, și am înțeles, de fapt, foarte multe lucruri vis-a-vis de relația mea cu ea, de percepția pe care ea o avea, eu o aveam și așa mai departe, am înțeles că doare rău, al naibii de rău, am înțeles că și pe ea o doare și sunt lucruri care au durut-o foarte mult. Dar eu încerc să vindec, eu încerc să rezolv și dacă eu voi rezolva, cu siguranță pot să ajut și pe ea să rezolve lucrurile care și pe ea o dor. Mai rămânem puțin aici. Ai povestit că ai avut o copilărie fericită din care nu ți-a lipsit nimic. Mai ales că tatăl tău, Ioan Vespasian Vandici, primar la vremea aceea, putea călători ușor în Ungaria, de unde aproviziona familia cu tot ceea ce era necesar. An mai târziu, părinții te-au susținut financiar în momentul în care te-ai mutat la București și tot ei au fost alături de tine în deciziile pe care le-ai luat în carieră. Cu toate acestea, recent ai declarat că tocmai părinții tăi ți-au declanșat o traumă. Te citez. Părinții mei nu mi-au spus niciodată în viață, bravo fata mea. Mi-au lipsit afecțiunea lor, timpul lor, încurajările, momentele în care trebuia să fiu strânsă în brațe, să fiu iubită. Mie, părinții, nu mi-au spus te iubesc. Vreau să știu dacă te-ai gândit vreodată că, de fapt, grija și susținerea pe care ți le-au oferit părinții tăi sunt, de fapt, cele mai mari dovezi de iubire. Urmează întrebarea. Sunt cuvintele părinților mai importante decât faptele lor? Sunt și cuvintele și faptele în egală măsură importante. Am spus și mai devreme, o să o susțin toată viața și o să o repet. Le sunt nu că recunoscătoare, extrem de recunoscătoare pentru absolut tot ce au făcut pentru mine. Dacă ei nu erau, eu nu eram, e clar. Asta nu înseamnă că eu ca și copil care încearcă să se cunoască mai bine, să aibă o viață mai bună, care are la rândul lui un copil pe care dorește să-l înconjoare cu poate alte lucruri care lui i-au lipsit atunci când a fost copil, asta nu mă face pe mine în imposibilitatea de a declara aceste lucruri și de a spune da, ei m-au ajutat, ei, pentru oricare părinte, cred că pâinea pe care trebuiau să o aibă în fiecare zi pentru copii, școală, haine și așa mai departe, erau lucrurile esențiale, cele mai importante. Au făcut diferențe între tine și sora ta? Nu au făcut diferențe, nu despre asta e vorba. E vorba de cum sunt eu construită ca și om. Eu sunt sensibilă, sunt foarte sensibilă în interiorul meu. Eu am nevoie de această afecțiune pe care tu mi-o arăți ca părinte. Să-mi spui că mă iubești, să te simt, să mă iei în brațe. Înțeleg, la momentul la care am declarat asta, eram în curs de vindecare și treceam printr-o etapă prin care, mă rog, durerea era puțin mai mare decât acceptarea. Astăzi am depășit un pic și pot să vin și să clarific și mai bine, sau dacă vrei să updatez acea declarație, da, le sunt super recunoscătoare pentru tot ce au făcut, dar în egală măsură nu pot trece cu vederea că nu au putut să simtă măcar un pic din ceea ce reprezentam eu ca ființă, ca om, ca suflet, și să-mi dea acel ceva, hrană pentru sufletul meu, nu neapărat hrană pentru gura mea. Am avut hrană pentru gură. Am avut prea puțină hrană pentru suflet, dar îi iubesc și le mulțumesc pentru că au făcut tot ce au crezut și au știut că e mai bine pentru noi. Mergem mai departe. Aveai doar 22 de ani când tata a pierdut lupta cu boala incurabilă de care suferea deja de 5 ani. Te citez. Tata m-a așteptat să vin din București ca să își ia rămas bun de la mine. M-a strâns foarte tare de mână, s-a întors cu fața către perete și a murit. Mi-am dat seama după 3 minute că nu mai respiră. L-am întors și am început să țip. Ai spus că ai avut nevoie de consilierea unui psiholog ca să depășești pierderea tatălui, care chiar dacă nu ți-a spus acel bravo de câte ori ai fi vrut și de câte ori ai fi meritat, te-a așteptat să ajungi la el ca să moară în brațele tale. Vreau să știu dacă ai înțeles în cele din urmă
cât de mult te-a iubit tata de fapt? Urmează întrebarea. L-ai judecat pe tata prea aspru? Nu l-am judecat niciodată. Nu e dreptul meu să fac asta. Însă da, e dreptul meu să semnalez anumite lucruri pe care le-am simțit. Nu consider că am greșit cu nimic în ceea ce am declarat mai devreme, în ceea ce spuneai tu. Astea au fost lucrurile pe care le-am simțit și pe care le simt în continuare, dar pe care încerc să le repar. Cred că e greșit ca un copil să judece părinții, cred că e greșit ca un părinte să judece copiii. Cred că fiecare avem libertatea dată de Dumnezeu să ne trăim viața exact așa cum ne dorim. Nici o clipă, oricât de supărată aș fi fost, oricât de rănită, oricâtă durere aș fi simțit, n-am susținut și nu voi susține niciodată că părinții mei nu m-au iubit sau că nu au făcut pentru mine sau că nu și-au dat tot interesul ca nouă să ne fie bine, ba dimpotrivă. Am fost un copil foarte iubit, doar că iubit în felul lor, care felul lor nu avea corespondent în felul meu. Nu știu dacă înțelege lumea ce vreau să spun. Toată lumea înțelege. Sper din suflet. Nu-mi judec, îi iubesc, i-am iubit și îi voi iubi toată viața mea. Le sunt recunoscătoare, le voi fi recunoscătoare. Nu vreau să se înțeleagă greșit. Vreau să se înțeleagă doar că eu am ajuns la maturitatea la care pot spune public, de ce nu, măi, ați greșit. Poate, cu niște lucruri. Nici măcar n-ați greșit. E greșit și asta a spus. Eu am avut nevoie și de altceva. Acel ceva pe care voi poate nu l-ați văzut, poate n-ați avut timp, poate n-ați fost educați. Noi ca și copii, ca și bebeluși, venim ca niște vase goale. Mama pune, tata pune, bunicii pun, toată lumea pune. Tu ai avut nevoie de afecțiune. Exact. Afecțiunea, cum să zic eu, strânsul ăla în brațe, cuvintele. Ce ți-a provocat lipsa de afecțiune? Îți mai dau timp puțin. Traume. Exact așa cum spuneai și tu, dorința de a găsim partenerii de viață pe care i-am avut ulterior această afecțiune pe care n-am avut-o din partea părinților. Dorința de a fi în centru atenției, de a fi văzută, de a fi apreciată de public, de a primi laude în permanență. O durere mare, un gol imens pe care eu am încercat să-l umplu așa cum am putut. Mulțumesc, Ilinca.